Percheziții mari dimineață în Timișoara la mai multe persoane suspectate de implicare într-un dosar de trafic cu minori. Potrivit opinia Timișoarei.ro, polițiștii de la combaterea crimei organizate au deșins la două adrese din zona Freidorf, la locuințele unor suspecți despre care anchetatorii spun că ofereau fete tinere amatorilor de aventuri amoroase. Un bărbat a fost dus la audier la sediul DICOT fiind acuzat de săvârșirea infracțiunii de trafic cu minori. Oamenii legii susțin că suspectul s-a folosit de mai multe tinere pe care le plasa celor care voiau să întrețină relații sexuali. Una dintre victime a fost racolată în urmă cu un an, când avea doar 16 ani. Întâlnirile dintre clienți și tânără aveau loc în apartamente închiriate din Timișoara, iar bărbații achitau între 150 și 200 de lei. Anchetatorii au descoperit că tânăra avea și doi sau chiar trei clienți pe zi. Banii erau casas de suspect, iar adolescenta primea doar o mică parte din sumă. Anchetatorii spun că fata a fost astfel exploatată timp de aproape un an.